Bună dimineața, dragi copii! Astăzi vă voi citi o poveste frumoasă, o poveste care poate ați mai auzit-o, dar sper să vă placă plăcere să o ascultați din nou. Rapunzel. A fost odată ca niciodată un bărbat și o femeie, care nu puteau avea copii. Zi de zi se rugau Domnului să-i binecuvânteze cu un fiu sau o fiică. În cele din urmă, ruga lor a fost ascultată și femeia a căzut grea. Dar, după numai câteva zile, biata de ea se îmbolnăvi, pierindu-i până și pofta de mâncare. Trebuie să mănânci ceva, draga mea, îi zise bărbatul. Tot ce vreau e o floare numită Rapunzel, care crește în grădina casei de alături, răspunse femeia. Dacă o mănânc, o să mă simt mai bine. Planta pe care și-o dorea femeia creștea doar în grădina unei vrăjitoare rele. Dar bărbatul își iubea prea mult soția ca să nu-i o aducă. Așa că se duse alături și smulse floarea din grădină. Însă, când dădu să plece, fu prins de vrăjitoarea cea rea, care strigă după el: Hoțule, cum de îndrăznești să intri în grădina mea? Bărbatul îi povesti vrăjitoarei despre boala nevestei sale însărcinate. Te lasă ei planta, dar doar dacă îmi făgăduiești că îmi dai mie copilul când vine pe lume. Bărbatul se învoi, luă planta și o duse acasă, iar nevasta sa își reveni într-o clipită. După un timp, aceasta născu o fetiță frumoasă foc, dar vrăjitoarea sosi și o locuia. Vrăjitoarea îi dădu fetiței numele Rapunzel. Copila crescu și avea acum ochi mari și frumoși, o voce dulce și un păr lung și auriu. După o vreme, vrăjitoarea cea rea o încuie în vârful unui turn, fără uși și fără scări, în care doar ea putea să urce dacă striga de jos: Rapunzel, Rapunzel, coboară-ți pletele! Atunci fata își cobora pe fereastră părul cel lung și auriu, împletit într-o coadă, iar vrăjitoarea izbutea să se cațere până în vârful turnului. Într-o bună zi, prin preajma turnului trecu un prinț chipeș, care auzi cum cânta Rapunzel și se îndrăgosti de vocea ei cea dulce. În fiecare zi, prințul venea să asculte cântecele fetei, dar nu izbutea nicicum să urce în turn. Apoi, într-o dimineață, o zări pe vrăjitoare, cățărându-se în turn pe părul cel auriu al fetei. În zor de zi, prințul făcu și el întocmai, apropiindu-se de turn și începând să strige: Rapunzel, Rapunzel, coboară-ți pletele! Fata își coborâ coada cea lungă, iar prințul reuși să se cațere până la ea. De atunci veni să o vadă în fiecare seară, până când, într-o noapte, fu zărit de vrăjitoarea cea rea. Înfuriată, aceasta îi tăie părul lui Rapunzel și o trimise pe fată în pustiu ca să o pedepsească. În acea seară, când prințul sosi din nou, vrăjitoarea îl împinse într-o tufă de mărăcini, iar tânărul își pierdu vederea. Chiar și orb, acesta a început să cutreiere lumea în lung și în lat în căutarea iubirii pierdute. Într-un târziu, ajunse pe meleagurile în care fusese alungată Rapunzel.
După mulți ani, îi auzi iarăși cântecul și merse până la ea, luându-se după vocea dulce a fetei. În pustiu, Rapunzel trăia cu doi copii orfani. Când îl văzu pe prinț, fata nu-și mai încăpu în piele de bucurie. Cum tânărul era foarte obosit, Rapunzel îl culcă în poala sa și începu să plângă. Lacrimile căzură pe ochii prințului, făcându-l să-și recapete vederea. Bucuros să o revadă, prințul îi mulțumi fetei și îi ceru mâna. Ea încuvință, iar cei doi făcură o nuntă mare și trăiră împreună până la adânci bătrâneți. Aceasta a fost povestea fetiței Rapunzel. La revedere, copii, ne vedem data viitoare!